Sunt foarte multe țări din Europa, în special țările nordice, dar și din Europa Centrală, care testează acum și chiar unele au avut mare succes cu metroul fără mecanic. Da, da, sigur că da. Toată lumea. Am călătorit la Lille, am călătorit la Nürnberg, foarte multă lume fără mecanic, sigur că da. Cât de plauzibilă este această idee pentru a fi aplicată în România? Păi foarte plauzibil. Deci poate să funcționeze în Franța și în Suedia și în altă parte și să nu funcționeze la noi. De ce? De ce? De ce? Trenul vine tot așa. Și acum, să știți, e semi-automat. Mecanicul nu face altceva decât să uite în oglindă sau dacă s-au urcat călătorii, bine anunțul, atenție, se închid ușile și îl apasă pe un buton și stă. Și trenul merge să oprește în stație singur. Deci se poate. Și când credeți că s-ar putea aplica o asemenea soluție și în România, la București? Păi nu știu dacă proiectanții noștri sunt în stare, dacă au această informație, da? Adică dețin soluțiile, dar eu cred că decizia ar trebui să fie la nivelul Ministerului Transportului, care tutelează încă metrou. În general, metrourile sunt la autoritățile locale, la primării, așa? Să ia decizia și facem o licitație pentru o linie nouă, complet separată de restul, da? Fără mecanic. De ce? De ce să nu progresăm? E păcat. E păcat. Și așa este o investiție scumpă. Nu să... Cheltuielile de exploatare nu se acoperă din tarif, pentru că există o anumită protecție socială. Trebuie să ai față de călători. Așa? Și atunci trebuie să crești productivitatea, să reduci cheltuielile. Și dacă n-ai mecanici, n-ai cui să-i plătești salarii, deci bugetul e altfel. Da?